Eu cred că aici mai duce iarăși în cultură și educație. Știu că sună puțin cam plin de aer, așa, dar de fapt despre asta e vorba. Noi n-am vorbit niciodată sau despre bani în mod deschis. Cel puțin, nu pentru că părinții mei s-au ascuns de mine, spre exemplu, dar ei credeau că atunci când vorbesc despre bani și dacă au o problemă materială, eu nu trebuie să fiu parte din această discuție. Eu am avut norocul unor părinți care au fost foarte liniștiți și discreți tot timpul, dar am văzut crescând și exemple de altă natură. Spre exemplu, eu sunt mai bun și totuși sunt plătit mai puțin pentru că cauza X, cauza Y, cauza Z. Dar niciodată n-am vorbit foarte concret la modul ce ne-ar ajuta să, sau ce ar trebui să facem ca să avem mai mulți bani. Cum putem să contribuim mai mult astfel încât să fim mai bine plătiți? Pentru că marele câștig aici este că dacă contribui mai mult și ești mai bun în ceea ce faci, dacă cel care beneficiază de munca ta în momentul respectiv nu te va recompensa așa cum tu crezi că meriți, probabil că te va vedea altcineva și îți va oferi acel tip de recompensă. Deci, până la urmă, banii, repet, sunt o măsură a abilității individuale de a crea ceva. Că este o pâine. Suntem aici, nu? Din paha. Ei au avut o idee extraordinară și au pus-o în aplicare.